Primarul Sucevei Ion Lungu a fost prezent la slujba de consacrare a noului episcop al diecezei romano-catolice de Iași, monseniorul Iosif Păuleț. Evenimentul a avut loc marți la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași. La Iași au fost prezenți și primarul comunei Cornuluncii, Gheorghe Fron, consilierul județean Vasile Tofan, președintele Uniunii Polonezilor din România, Gervazen Longher, alături de deputatul Victoria Longher. Monseniorul Iosif Păuleț, care până acum a fost decan al decanatului de Bucovina și paroh la parohia Sfântul Ioan Nepomuc din Suceava, a fost numit pe 6 iulie 2019 episcop de Iași de către Sfântul Părinte Papa Francisc.